stație de transfer aici, rampă de transfer, în care luăm, pentru că e foarte scump să transportăm cu bunările, venim și luăm din bunări, le băgăm în Dalea Mare și ne rămânem. De asta sunt în totul acolo, dar civilizat. Rampă de transfer. Bă, da. De la ce sunteți? Cum să fie? Recorder? Recorder.ro, da. Dacă și asta e presă echilibrată și obiectivă, înseamnă că nu mai... Credeți însă, ideea este cum răspundeți la asta. Anume? Fotografii făcute aici. Așa. Stați, bine. Ce? Ce? Care-i problema? E un depozit de gunoi? Nu, nu e depozit de gunoi. Păi și ce este acesta? Nu știu ce e acolo, că nu-mi dau seama. Dar nici într-un caz nu e depozit de gunoi. Păi ce este? Spune-te. Deci rampă de transfer. Deci aduceți aici? Dar am spus-o public, trebuie să... Da. Da, domnule, repet, rampă de transfer. Toată lumea civilizată are așa ceva. Nu-i groapă de gunoi, nici și vorba. Cum, aduceți gunoi din cartier și îl transferați aici sau cum? Ia zi. Nu este o activitate comercială, nu este comercială, nu este rampă de transfer. Este un teren care, la momentul când am făcut noi verificarea și am discut cu rătăia lui, nu avea o stare de salubritate corespunzătoare. Rampa de transfer este definită conform legii. Acolo nu este o rampă, nu este o rampă de transfer, este un teren murdar. Terenul de rampă de transfer nu se retează la situația de pe ploile pe lăsile de acolo. Păi nu funcționează. E un teren murdar încă o dată, nu e rampă de transfer. La ultima inspecție de acolo, ei ne-au făcut informare și poze că au curățat. Înțeleg că acum nu mai este aceeași situație. Nu e nicio groapă de gunoi. Și vă văd că sunteți persoane tinere, suntem cu toți oameni tineri și ne dorim să creștem copiii într-o țară normală. Văd presă finanțată de către unii sau alții, oameni de rea credință și rău intenționați, care promovează neadevărul și dezinformează cras. Ce legătură are cu groapa asta? Are legătură cu ce presă faceți dumneavoastră. Este sau nu este o groapă de gunoi aici, domnule? Nu este groapă de gunoi. Spuneți niște neadevăruri, că aveți sesizări de la cetățeni că sunt deranjați. V-am arătat fotografii. Nu. Aveți sesizări de la niște ticăloși care nu știu să facă altceva decât să arunce cu noroi. Și care, neavând ocupație, că nu sunt în stare să facă lucruri pozitive pentru societate sau pentru țară, sau nici măcar pentru ei, nu fac altceva decât să facă sesizări. Nu deranjăm pe nimeni, nu miroase nimănui, nu facem chestiuni nelegale și orice oraș are nevoie de anumite zone rampă de transfer. Pentru că din cauza faptului că s-a închis groapa de gunoi de la Glina, noi trebuie să cărăm la 20 ceva de kilometri și într-un trafic infernal, pe care de consecință, din gunoiere se pun în niște remorci mari cu care cărăm la groapă. Asta e singura operațiune pe care o facem aici. Putem să vedem rampa? Nu! De ce? Pentru că sunteți rău intenționați, da, sunteți prima pe care de consecință... Trebuie să răspundeți acest obiect. După cum vedeți, asta fac. Vă răspund. De ce să vedem rampa? Pur și simplu. Vă repet. Este plătită din banii sectorului. Eu am zis că o să vă dau voie și o să vă arăt eu personal. După ce v-am văzut fițuica, mi-am dat seama că nu e cazul. Pentru că dumneavoastră sunteți de rea credință și atât. Deci dumneavoastră mulțumesc. Nu vreți să ne arătați nou la recorder, să înțelegi că... Mai ales voi. Dacă tot stați aici, o să vedeți remorci mari care pleacă cu gunoiul de aici. Aveți aprobare de la Garda de Mediu pentru asta? Suntem în curs de autoritate. Bună
urmează să verificăm aspectele noi și momentane de acum. O activitate de rampă de transfer, stații de sortare, puncte de colectare, trebuie solicitat punctul de vedere autorității de reglementare de această agenția de mediu. Noi am dat, cum am spus, măsuri primăriei de a urmări acea zonă în special. La un moment dat o să facem încă o verificare, mai sunt în termenul de măsuri și de raportări. Dispunem salubrizarea, curățarea și eventual, în cazul în care nu se remediază, luarea măsurilor care se impun. I'm going to go to the hospital.